Bună seara, dragii mei! Sunt Arotela cu o etalare, o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nod, nord în balanță. Îmi pare foarte rău că noiembrie a trecut fără să reușesc să fac și acum vin târziu, dar au fost motive, sunt motive serioase pentru această întârziere. Sper să înțelegeți. Să sperăm, eu sper din tot sufletul, sunt într-o formă de zile mari, sunt spălată, cremuită, parfumată, aranjată. Sunt într-o stare bună, am rezolvat multe probleme, sunt într-o stare bună și sper să primim mesaje, adică eu și voi în același timp mesaje bune pentru acest final de an. Haideți balanțelor, rămâneți în echilibru, deși e cam greu pentru balanțe. Aici e ideea, toată viața. Unii caută echilibru, alții totuși au șansa să-l găsească dacă ies un pic din zona de confort, eventual. Hai să vedem situația generală. Balanțe. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Decembrie. Cât a mai rămas? Din 2022. Psa. Situația generală. Pentru balanțe. Balanțe. Balanțele. Balanțuci. Oh, transformare. Și voi, 10. Mai nu știu ce să zic. Poate un accident, o suferință să vă transforme. Nu musai să aducă moarte. Poate, eu știu, pentru unii, dacă aveți oameni în vârstă, poate, eu știu, o operație, ceva să aducă un anume tip de transformare. Repet, nu cred că e vorba de moarte, e vorba de transformare. Dacă cineva trece prin spital, știți ce e? Spital, accidente, probleme, probleme. Asta înseamnă că nu mai poți să faci cu tare lucru, că nu mai poți cu tare lucru, că nu mai poți să faci bani, pentru că e casa opta scorpionului care reprezintă și bani, moarte și renaștere. Cu alte cuvinte, e o suferință care provoacă la transformări profunde, la renaștere. Poate nu mai poți să ai un anumit job, trebuie să te reprofilezi. Situații. Probabil că da, ați și încercat, ați fost oarecum unii. Îmi pare foarte. Iau, diavolul! Dacă au fost chestii toxice, aia. Tăiați macarana, eliberați-vă de. Poate să fie și un divorț? Eliberați-vă de ce este toxic. Ar putea să fie și un divorț. Acum văd acest 10. Seamănă un pic cu puterea din tarot, femeia și leul, da? Dar în plus este o coasă. Cu alte cuvinte, este o luptă pentru putere între voi și cineva. Într-un anumit context, destul de toxic. Ei, de care v-ați cam săturat, am senzația. Aici este transformarea, moartea și renașterea, v-ați cam săturat. De atmosfera asta toxică, unii vreți dragoste. 2 și cu 4 înseamnă 6, 1 și cu 5 înseamnă tot 6, 6, 6. Da? Nu mai vreți să vă mințiți. Un cuplu stabil care creează dragoste, dar ca să creezi dragoste, trebuie să ai dragoste în tine și tu și celălalt. Altfel, varianta toxică, unul are credință, e credincios, poate e și tradițional, dar celălalt e manipulator, celălalt se gândește doar la el. Unde e echilibru? Hai să vedem. 10, interesant, e octombrie. Poate în octombrie, pe 8 octombrie, unii sunteți născuți pe 8 octombrie. A, interesant, dacă aveți de-a face cu cineva în zodia leului, poate cineva în zodia leului în august, născut pe 10 august, 1 sau 1 august, sau 10, sau 8 octombrie, sau 18 octombrie, sau chiar 10-a 10-a, eu știu. Interesant, apare 33, iar 6 și la voi. Interesant că la săgetătorul și acolo s-a
repetat acest număr, probabil că și la alte zodii. 6, 6, 6. Nu este numărul fiarei, nu. Este dragostea pe care trebuie să o descoperiți. Aici, între cele două persoane există o asemănare, chiar dacă ele sunt diferite. Există o asemănare. Acum rămâne de văzut cum așezăm această carte. Ideea este că voi trebuie să aplicați această schimbare în viața voastră, nu doar estetică, dar și de... Care ar fi mesajul? De viziune. Pentru că 3 înseamnă construcție, înseamnă creativitate, înseamnă comunicare, înseamnă mișcare, deplasări. Aia zic de viziune. Să ieșiți un pic din zona de confort și din tipare ce este un sat. Interesant, poate vă întâlniți o pereche foarte specială, unică. Nu e ca voi și voi, unii dintre voi, sunteți speciali, sunteți unici, nu știu care sunteți din cei doi, dar faptul că voi sunteți speciali, ei sunt speciali în sensul că aveți ceva al vostru, da? Asta vă face să reușiți ceva, să creați ceva împreună. Șasele ăsta ține de dragoste, dar nu e musai să fie amor, poate să fie o colaborare fructuoasă, pentru că șase, asta înseamnă beneficii financiare într-un fel plăcut. 35, iar 8, 33, 35, 8, transformare. Interesant că apare ritualul și 17, vindecare de strategii, iar 3 de aer. Deci este un 3 manipulator. Cineva comunică într-un mod manipulator eventual, ascunde niște lucruri, are niște interese ascunse și trebuie să vă vindecați acest personaj și dacă voi ați fost învățați în acest fel, pentru că 3 Mercur și Mercur învață, predă, are și aceste calități uneori, trebuie să vă vindecați de oamenii care au interese ascunse. Și nu e ușor. Aici este un lup, aici este o vulpe. Tot prădător, tot fiare, da? Nu e ușor. Să înfruntați și demonii voștri și demonilor. Da, dar după aceea ce va fi transformare. Interesant, 8, 8, 35, 17. Ambele înseamnă 8, transformare. Nu să fiți puternici, mai. Dar aș vrea totuși să citesc de aici din carte, că n-am mai citit de mult. Cât era? 35. Poate găsim niște idei. La voi a mai venit orca. Uite că tot am deschis la orca la un moment dat. Și sunt niște mesaje interesante. Dați-mi voie să mă uit. Apropo, da. Apropo de schimbare, schimbarea este o energie naturală, tot ce e în viață, în natură, în jurul nostru se schimbă. Așadar, schimbați ceva ca să fiți în armonie, în echilibru. Este un număr simetric față de celelalte două care nu sunt simetrice, însă, spre deosebire de 15, 24 este pe multiplu de 2. Eu te folosesc termenul matematic, multiplu de 2, da, 2 și 4. În fine, schimbare. Schimbare este o parte naturală în viață. Rezistența la această schimbare este fără sens. Călăriți această energie a schimbării, îmbarcați-vă la această călătorie, să zic, și încercați să aflați unde mergeți fără să vă fie frică. Nu este tocmai înțelept, pentru că balanța are această tendință să se adapteze la ceilalți, să fie pe placul tuturor, să fie amabil, uneori, nu toți, dar în fine. Există tendința unora, multor balanțe, să fie poate prea amabil. Zici așa, nu este tot timpul înțelept să te... Nu
bland. Să te amesteci cu toată lumea. Cu alte cuvinte, dacă voi sunteți... Ideea e să vă aflați autenticitatea, cum a zis mai devreme. Și în momentul în care voi vă veți descoperi autenticitatea, va veni cineva la fel de strange, de alien, de... Ia, cum este? Era o melodie. Ah! I'm a... Ah. Sting cântă? Nu. Alien in New York? Alien? Ah, nu, I'm a new... In England. Englishman in New York. I'm an Englishman in New York. O să pun melodia. Adică, și dacă ești tradițional, poți să fii altfel, așa tradițional cum ești, într-un alt context. Ideea e să ieși din contextul tău tradițional și atunci, tradițional cum ești tu, ești unic într-un alt loc în care sunt numai netradiționali. Da? Într-un loc în care sunt netradițional, acolo tu, tradiționalule, ești altfel. Și invers. Da. Da, nu trebuie să vă amestecați cu toată lumea, să încercați să fiți pe placul lor. Flexibilitatea în gândire și este importantă, dar și este un avantaj și în gândire și în felul în care vă purtați fizic. În plus, dacă aveți de luat o decizie, apropo de cum arată energiile, nu mai lungiți atâta cu această... Nu vă mai luați atâta timp pentru luarea deciziilor. Dar vreau să văd. Probabil că e o chestiune și de decizie. Ce mai zice? Da? Simt nevoia să vă dau un pic mai mult decât de obicei. Apropo de ritual... Ce aici? Apropo de autenticitate, trăiește cu autenticitate și pace. Deci se aseamănă oarecum mesajele. Nu trăi cum alții vor să trăiești. Băi, deci vedeți, știți engleză, da? Știți? Care știți? Da? Do not live how other people wish you to live your life. Da? Viața este a voastră, trăiți voi cum simțiți, cum vă doriți. Aduceți pacea ritualului în viața voastră. O pace care vă poate vindeca. Cu alte cuvinte, ca să fiți în echilibru, ca să vă vindecați, trebuie să practicați niște lucruri. Asta ține de ritual, da? Niște practici care se repetă la anumite momente. Puteți să vi le creați voi dacă vreți, într-adevăr, să adoptați această energie originală a schimbării, da? Hrăniți-vă pe voi înșivă și și dezvoltați obiceiuri, apropo de ritual, ca să ține de obiceiuri, obiceiuri care sunt benefice și de folos pentru voi și pentru familia voastră, dar vorbim în mod special de voi. Ia să vedem. Am vorbit o lecuță cam mult ca să recuperez un pic. Ia uite, 7 de spade unde s-a oprit. 7 de spade, minte fură, ce mai era, minte fură, înșeală, minte fură, fuge de la fața locului, dar ideea este că 7 de spade poate să ne reprezinte, zic așa, să fiu și eu cu voi, cam planete în casa 7, da, în fine, dar zic așa, ca să fiu alături de voi, așa, și să empatizez, în ideea că adesea ne autosabotăm până descoperim această autenticitate. Ia uite, fuga de independență, de capacitatea de a străluci, de a vindeca, de a ieși din tipare. Da. Tiparul fiind blocajul mental, programarea fiind bani, relații contractuale, dau și acolo și acolo și la familie și la colegi și eu știu în toate părțile. Da? Aici e un blocaj pe care trebuie să-l vindecați, o programare mentală de care trebuie să vă eliberați, să vă găsiți independența.
acum, simt nevoia un mesaj în plus, mai ales că am vorbit de o situație, un cuplu conflictual pentru unii dintre voi, energie toxică versus un cuplu toxic, interesant, versus un cuplu care se transformă prin dragoste. Dacă aveți de-a face cu narcisiști, aveți grijă, plecarea voastră trebuie să fie strategică. Deci aici sunt excepții de situații. Plecarea din preajma narcisiștilor trebuie să fie foarte strategică. Hai, Soare, Luna, Venus, Ascendentul Nord în balanță. Decembrie 2022. Ia uite, justiția? Aha, despre voi vorbim. Echilibru. Mersi de confirmare. Decembrie 2022. Odată. Ia ca așa, așa, așa. A venit Marea Preoteasă. Poate sunt secrete, dar iar un alt număr. Aici este 2, dar arată ca 11 de la justiție. În fine, e o oglindire. Interesant. Măi, Marea Preoteasă este specială, este unică. Poate că intuiția vă spune să lucrați cu spiritualitatea voastră, să descoperiți niște aspecte, să vindecați aia, să aia, să aia la altă. Dar mai sunt și secrete într-o relație, probabil, voi știți. Ia uite, repede. Mai sunt. Hai, odată. Alt număr. Am văzut un 2, dar sub forma lui 11. 2 de cupe. Mai, vorbim de dragoste aici la balanțe? O dată. De 2 ori. De 3 ori. 2 de cupe. Uite, conflicte. Exact ce am zis. Un cuplu în care vă luptați și un cuplu în care vă înțelegeți telepatic. Pentru că sunteți special. Nu, repet, nu trebuie să fiți identici. Aveți doi, doar cârlionțul ăsta care vă... care creează, să zic, puntea de asemănare între voi și cineva. Dar... balanță, decembrie 2022. Trecut, regele de bâte. Spânzuratul. 6 de spade. Pentru unii dintre voi a stat lângă un personaj dominator. Avem aici un foc, am vorbit de putere. Apare regele de bâte. Energie masculină, poate. Poate să fie și femeie în energie masculină, dar o să și clarific. Dar până la clarificare, ăsta este mesajul pe care îl văd. Ați stat pe loc, ați stat. Spânzuratul stă, atârnă. Face sacrificii. Stă în cap, că așa vrea regele. Ei, măi, până când? Până când? Până când ați avut, stând în cap, ați avut o nouă viziune, ați avut un vis, ați avut o revelație, că aici e varianta superbă a spânzuratului. Da? Și v-ați hotărât să vă eliberați de, ia uite, să rup lanțurile și să plecați. Tutuca, nu știu, să plecați, că am vorbit de 3, înseamnă și plecare și călătorie și așa, da? Aici e 6, într-adevăr, tot multiplu de 3. 3 și cu 3, 6, interesant. Iar 6-le pe care le-am văzut se manifestă sub diferite forme. Sper că înțelegeți un pic și numerologie. Da? La un dat v-ați hotărât că e cazul să vă eliberați măcar mental. Poate și practic, pentru că aici este o bâtă. Să vă luați bâta voastră cu alte cuvinte. Opa, ce mesaj vine. Să vă luați puterea înapoi. Hai, că mai era o melodie, Enrique Iglesias. Sper să nu uit. Dacă uit, puneți voi, Enrique Iglesias. Și mai era Sierra, parcă, dacă nu prea mai neam eu cu numele cântăreților. I'm taking my power. Da, taking my power. În fine. Da. Deci ați vrut să vă eliberați și dreptul vostru în trecut. Dar hai să vedem o mică clarificare, o scurtuliță clarificare. Dacă nu e energia voastră, poate să fie a unei persoane cu care v-ați întâlnit. Poate a fost pasiune mare, s-ați simțit multă atracție față de cineva, dar lucrurile s-au blocat într-un anume fel. Și din cauza blocajului al amânărilor, a trebuit să vă detașați, că na.
Există și varianta asta. Hai să vedem regele de bâte. O dată. De două ori. Ia uite, vorbim de justiția care încă nu era în echilibru. A trebuit să-și descopere echilibru. Casă. 10 de monede. Posibil că acasă, nu neapărat soțul sau soția, poate să fie mama, dar mai degrabă tata, tată, bunic, eu știu ce rudă. E casă. Poate să fie și locul de muncă un șef, pentru că regii sunt șef, nu? Logically. Ce era aici? Stai, că am văzut o carte. Hai și îndrăgostiții. Iar apare șasele. Mare grijă. Că în cartea asta a îndrăgostiților eu văd mai degrabă o tendință de narcisism. Salvatorul versus victima. Pentru cineva clar e un mesaj. Clarificăm spânzuratul. Dacă. De două ori. De trei ori. Minciunele. Acolo v-ați mințit, v-ați păcălit voi. A zis, lasă că fac sacrificii, că așa a făcut și mama și tata și X și Y. Ia uite, doi de bâte. A zis, gata, e cazul, da? Să las în spate, vedeți? Roșu, roșu. Persoana asta care mă urmește la fiecare pas, narcisistă, vrea atenție, doar, bă, nu, lasă-mă să fac. În timp ați ajuns la concluzia că e cazul să alegeți. Între a sta pe loc sau a lua buta și a merge mai departe, să vă luați puterea înapoi, da? Hai să vedem. Ia, că nici nu mă lasă să... 5 de bute, conflicte. Au fost conflicte când ați hotărât să plecați. Poate și acum sunt. Hai să vedem în continuare. 6 de spade, o dată. De două ori. De trei ori. 7 de bute. A trebuit să învățați să puneți granițe personale, iar victima, iar cel care își cere scuze. Știți? Băi, nu, îi sunt convinsă că știți. Și eu am trecut prin faza asta în care tot ăla care nu greșește își cere scuze, că l-a supărat pe ăla nervosul. Ăla nervosul care se supără din orice. Oh, Doamne, chestiuni care țin de acasă, de educație, poate să fie și căsătorie, poate să fie și acăsică la mămica, la tăticula. Așa, repet, poate să fie și job, male preot poate. Dar vedeți, aici nu era investit. Îi lipsea inspirația divină. Ia uite, 6 de bute. Poate pentru unii să fi întâlnit un as de bute, da, să fi întâlnit pe cineva în afara ora căsătoriei, ora familiei în care ați fost crescuți și acel personaj, asul de bute care urma să se manifeste, să fie totuși un personaj care vă arată, vă cheamă la transformare, la unicitate, la altceva. Evident, și ca să plecați din mediul în care ați stat, nu a fost ușor. 6-7, da? Da, vă rog frumos, da, vă rog frumos, nu mă mai atacați, că eu de fapt n-am făcut nimic. Nu, și bâtea era aici, lângă voi. N-ați folosit, nu v-ați folosit până v-ați hotărât. Ați învățat, mă, toată lumea învață. Pasiunea este, energia este, inspirația este. Depinde de noi cum o folosim. Da? Ia, uite, doi de bute, se repetă și în prezent. Înseamnă că e energie destul de recentă, nu e chiar așa de ieri de azi. Magicia, nu vreți să manifestați ceva noi, dreptul vostru, o nouă viață, 1. 4 de bute, 2 și 4, 2 și 2. Voi cu alegerile voastre, persoana pe care o veți întâlni cu alegerile sale. Dar e cu totul altceva. E un anumit. Iar, ați văzut, de fapt era 2, 11. Chestiuni care se repetă, apropo de balanță, nu e întâmplător, vedeți? Iar 6 și 6, până acum am văzut, a apărut acest număr dezechilibrat, un număr care e simetric în sine, dar apare și echilibrat
Și sub forma numerelor repetitive. Doiul care doi roman sună 11, justiția. Nu? Și aici 4 care este 2 și 2. Sau 11 și 11. Justiție și justiție. Doi oameni. Aveți nevoie... Mai, pe aici ideea, ca să fii într-o relație echilibrată, trebuie și tu să fii echilibrat și relatul să fie echilibrat. Nu logically. Deci, cu alte cuvinte, în prezent vreți să manifestați o relație stabilă, dar mai nu stabilă, instabilă. Chiar pe bune. Să vă simțiți și bine, să aveți și pasiune, să vă fie drag, să faceți. Să... Da. Dar pentru asta trebuie să decideți. Dreapta sau stânga? Îl cu paie, îl cu fân. Nu știu. Da, trebuie. Ia uite, clarificatorii. 5 de spade. Sunt conflicte, sunt bârfe, se bagă lumea în seamă, se... Nu știu. Vreți o nouă relație? Asul de monede. Poate să fie un nou job, poate să fie o nouă relație. Dar există un secret. Al cui este secretul? Nu știu. Al vostru sau persoanei care e în preajma voastră? Există o femeie, pentru că aici energie feminină de vibrație foarte înaltă, Marea Preoteasă 2 și 3, da? Și am văzut și împărat, și Marele Preot 2 și 3 înseamnă 5. Cu alte cuvinte, Marea Preoteasă, Împărăteasa și Marele Preot. Trei într-un. E o energie feminină foarte înaltă care poate ori să vă ajute să vă creați o nouă, eu știu, șansă în viață, într-o anumită formă, zic șansă, ca asul de monede, repet, ca toate cărțile se vor manifesta diferit în viața fiecăruia. Dacă nu sunteți flexibili în tarot, ascultați degeaba, da? E un as de monede care se poate manifesta la modul cel mai înalt, cel mai frumos, dar sunt conflicte, sunt invidii, sunt strategii, sunt jocuri mentale. Dacă se trece peste ele, e minunat. Hai să vedem doi de dute. O dată. De dor. Deci trebuie să vă faceți planuri. În primul rând să alegeți calea. E de mai mult timp. Cum să vă eliberați, mare grijă. Dacă aveți de-a face cu narcisiști acasă, mare grijă cum vă eliberați. Eventual, interesant cum vine mesajul. Vorbiți frumos în fața lor, dar voi plecați cu gândul, cu sufletul și cu trupul la un moment dat. În altă direcție. Adică fizic. Dar în fața lor e bine. Apropo de narcisiști, repet, nu întâmplător are în acest mesaj. Trebuie să fiți strategici, că am amestecat, nu știu, hai, ia, mai curăț o dată, că nu mai știu. Ăla cu vorba. O dată, doi de bute, de două ori, de trei ori. Ați văzut cavalerul de monede. Încet și sigur. Ia uite, 4 de monede. Vreți stabilitate, dar... Dragii mei, stabilitatea aici e la 4 de bute, nu la 4 de monede. Tot 4 e, tot acasă. Dar acasă. Ați avut de-a face cu un personaj care a ținut foarte mult la bani. Foarte mult. Poate a fost și... Poate unul a fost mai pătimaș și altul prea confortabil. 4 de monede poate să fie și foarte confortabil, să nu iasă în zona de confort. Nu vrea să iasă din zona de confort, că e mai sigur acolo. Nu-s prea mulți bănuți, dar e mai sigur. Aici poate la 4 de bâte nu sunt mulți bănuți la început, dar pot fi în viitor. Ideea este că împreună doi oameni sunt pasionali, creează fundația unei relații armonioase și abundente. Aveți de ales între relația karmică, pentru mine 4 de monede, relație karmică. Și... relația divină. Clarifică magicianul odată. De două ori. De trei ori. Oh, împărăteasa! Wow! Dar trebuie să munciți, măi. Poate că regretați. Un personaj cu o influență superioară, benefică în viața voastră.
În cazul în care ceva s-a întâmplat între voi, probabil că regretați. Pentru că apare și moartea, probabil, da. Da, hai să vedem, să tăiem. Magicianul. Roata norocului, ce tare, mai! Mai, eu zic că merită întârzierea, nu? Întârzierea, da, ok. E pe decembrie. Manifestați schimbarea destinului vostru. 10. 10, da? Dacă aici transformați, nu e vorba de moarte, e vorba de transformare. Moarte, renaștere, 1. Aveți toate instrumentele. Trebuie foarte mult să aveți și credință. Dacă ați stat în relații karmice, aveți în preajmă. Sau urmează. Dacă nu ați avut, urmează să atrageți. Relații divine, colaborări fructuoase, colaborări așa ideale, aș spune. Da? Dacă regretați o mare iubire sau prezența unei persoane de o valoare excepțională, dacă regretați că nu mai sunt în preajma voastră, transforma situația asta înseamnă moarte. Cum? Muncind. Muncind, exprimând emoțiile, comunicând. Cu alte cuvinte, dacă nu mai vorbiți cu cineva, implicați-vă. Că altfel rămâneți cu regretele. În fine, mesaje pentru diferite persoane. Hai să vedem 4 de bâte. Clarificăm o dată. De două ori. Deci situația acasă de 3 ori. Ia uite, 9 de monede, preîmbrăte asta, independență. Ia uite, 10 de spade. Dar e o trădare acasă, clară. E o trădare. Iar 10. Mai dăm o carte pentru 10 de spade. Regina de spade sunteți voi. Balanțelor. Mai să fie. Cineva vrea să fie independent pentru că s-a îndrăgostit. Sau că vrea să se îndrăgostească. Poate că își urmărește persoana de care e îndrăgostit, îndrăgostită, e la distanță, simte pasiune, dar... E această poziție tradițională, oficială, care aduce multe dezamăgiri, multă suferință. Soțul. Soțul, șeful, tatăl, ce-o fi, da? Cum am zis mai devreme, acasă. Acolo e suferință. E suferință. Pe de-o parte, cu cine ați fi, nu vreți nici pe acolo să creați probleme, dar vă dați seama că parcă totuși vreți altceva. E mai bine să clarific ea. Mai clarificăm 4 de monede. Dată, de 2 ori, de 3 ori. Asul, oh, ce frumos! Da, tăiați legăturile karmice. O nouă relație, un nou adevăr, apropo de comunicare. Comunicați, comunicați, comunicați. 3 cărți care vorbesc despre comunicare și schimbați energia. Mai, trebuie să vă văd cum să... Ia uite, cum să vă manifestați fericirea. Cum să mergeți energetic de la stagnare, de la muncă, fără prea multe bucurii, 7 de monede, în relațiile de lungă durată, în relațiile contractuale, să schimbați energia iute către fericire, către bucurie, către dragoste. Ia dă și pe roata norocului odată. Încă una. De 2 ori. De 3 ori. E ora 3. Noaptea. Uite, 0, nebunul. Băi, 0, 1 și roata norocului. Aici e ideea, măi, balanților. Temperanța, echilibru. Trebuie să fiți în echilibru. Aici văd secretul manifestorilor. Dacă avem manifestori printre balanțe, vă rog frumos, mâna sus. Deci dacă vreți să manifestați orice vreți să manifestați rapid, trebuie să fiți în echilibru. Acum, că tot am văzut situații
Neplăcute? Într-un anume fel, da, neplăcute, pentru că ați stat pe loc, pentru că am spus chiar de la început, e o situație toxică versus o situație de dragoste ideală. Nu le uităm, să nu le uităm. Trebuie să vă vindecați, să vă echilibrați. Pentru asta trebuie să învățați să comunicați cu voi, cu energia din jur, cu îngerii. Chiar dacă sunteți atei, poate totuși înțelegeți că suntem înconjurați de energie. Dar dacă sunteți atei, nu ascultați tarot, nu? Și nu uitați zero. Trebuie să luați de la zero, da? Să mergeți către un cuplu care se susține empatic, nu care, apropo de putere, noi fi canalizat degeaba, da? Care se susține empatic, energetic, se transformă împreună, apropo de 8, da? Nu care se luptă. Cu asta aia nu e ok acolo, știi? Hai. În continuare, 3, adică viitorul, 5 de cupe. Cineva va plânge de asta. Diavolul! Diavolul! Asul de bâte. Ups. E obsesia, aici e apare o obsesie sexuală în viitor a cuiva, de care trebuie să învățați. Aveți pe cineva cu planete în Scorpion de care sunteți îndrăgostiți, îndrăgostite. Apare și semnul fecioare, acum variază de la. Știm că unii așa, unii așa. Dar mare grijă să nu vă păcăliți. Mare grijă. Sau să. Dacă n-a fost exprimată pasiunea și dragostea față de cineva, persoana respectivă se eliberează de acest personaj. Nu știu, dacă voi n-ați exprimat ce simțiți față de cineva, acel personaj se eliberează de voi. Vă întoarceți spatele. Poate să fie și invers. Dacă voi, doamnelor sau domnilor, ați avut un preajmă, un personaj care nu a arătat dragoste, nu? Dar nu e, nu prea merge așa, nu e. Dar am zis în cazul în care este, totuși. Totuși pare o femeie care se eliberează de minciuni, da? De oameni care ascund emoții. De oameni defensivi. Acușică, hai să vedem. 5 de cupe în viitor. E pe această verticală. Dacă vă eliberați de legăturile karmice, karmice, casă, casă, familie, poate chiar și job, pentru că aveți de luat o decizie, nu uitați că e 2 de bâte, și o veți lua. Și va trebui să luați decizia cea bună ca să aveți victorie, da? Cineva va plânge în viitor. Asta e. Nu se poate. Adică, nu se poate să stați tot timpul cu fața la acest trecut în care cupele sunt vărsate, emoții nu mai sunt. Trebuie să vă întoarceți privirea către doi de cupe. Și dacă voi vă întoarceți privirea de către doi de cupe, vor rămâne ei cu ochii la trecut, la, nu știu ce, nu s-a exprimat, ce nu s-a împărtășit. Hai să vedem diavolul și asul de bâte, că am impresia că sunt împreună. E obsesie sexuală a cuiva. În viitor. Cât am vorbit? Iar vorbesc mult. Mi-am propus să fac cât mai multe etalări. Hai, clarificăm 5 de cupe. De cupe odată. Ia uite, regele de cupe! Nici n-a așteptat. Cineva care nu mai vrea să împărtășească emoții. Am văzut și regina de cupe. Dacă nu s-a împărtășit niște lucruri la un moment dat, cineva renunță la dragoste. Asta e.
Nu pot să zic că sunteți voi, nu pot să zic că e persoana cu care aveți de-a face, pentru că variază, repet, sunteți mulți de multe generații și nu sunteți doar zodia balanței, sunteți cu Venus, sunteți cu Lună. Clarificăm diavolul. Data. Doi. Trei ori. Cavaler, a zis că e obsesie sexuală cavalerul de bâte. Persoana care rămâne în urmă după această eliberare emoțională a cuiva, a zis cineva nu mai vrea să ofere dragoste pentru că n-a fost înțeleasă. N-a primit emoțiile de care are nevoie, mai ales dacă aveți de-a face cu personaje care sunt semne de pământ, de apă, care au nevoie de emoții și semnele de pământ au nevoie de emoții, nu doar de chestii materiale, dar, în fine, trecem și peste chestia asta. Și ale de foc au nevoie de emoții. Toată lumea are nevoie de emoții. Cine nu a primit emoții și tandrețe și dragostea aia frumoasă despre care am tot vorbit, își va vedea de drumul său, se va vindeca, va manifesta schimbare de energie, va manifesta ceva nou, poate să fie energia persoanei care se eliberează de voi și a voastră dacă voi vă eliberați de persoane care nu v-au adus suferință. Găsiți-vă poziția. Acum rămâne diavolul cu cavalerul de bâte. Obsesia cuiva de a recuceri eventual. Ia uite, roata norocului, să schimbe energia. După o perioadă de tăcere, ia uite, de transformare, eremitul și moartea. Hai să vedem asul de bâte. Uf! Regina de monede. Super, super atracție fizică pentru bărbat, femeie, orice ar fi, acest personaj își cunoaște valoarea și muncește. A muncit pentru After Tarot. Se uită în oglindă și vede, da, ok, am îmbătrânit, poate, dar am niște realizări. Mi-am construit independența, afacerea mea, regina de monede, bărbat, femeie, orice ar fi, are afacerea sa, banii săi. Și atunci, normal că atrage admirație. Personajul acesta, iau-te, regina de cupe, despre care am dat în urmă, da? Nu contează zodie, cupe, pământ, am vorbit, da? Personajul acesta a învățat să se iubească, să împărtășească dragostea, să rămâne cu sufletul deschis, să-și înfrunte demonii și să se concentreze și pe stabilitatea financiară la care ajunge cu succes. Sau are succes. Da? Și normal că acest... Wow! Nu pot să zic că m-a înțepat inima, dar ceva la nivelul chakrei inimii s-a întâmplat acum. Asta este. Aici este, în prezent, vindecare pe chakra inimii. Aici este un semn de foc, care semnul de foc cu vârful în sus e o chestie falică, dar e nevoie de echilibru și vindecare, măi. Și falicul ăsta, dacă nu are emoții, dacă nu are vibrație înaltă, degeaba e atracție. Acum, recapitulând. Cine s-a simțit trădat în această poveste, se eliberează de trădare și merge către un nou proiect, către o nouă aventură a vieții sale, către reușite financiare. Interesant. Dar trebuie comunicat, nu întâmplător. E blocată chakra a cincea multora dintre voi, eventual. Cine rămâne în spate, rămâne cu obsesia și cu obsesia sexuală. Hai, mai dăm o carte pentru cavalerul de bâte.
dată, de două ori. Obsesie sexuală. Ia uite, asul de spade. Apare și în viitor și în prezent. Trebuie comunicată, am zis, repet, pentru cei care nu comunică. Ce simt? Trebuie să spuneți ceea ce simțiți, eventual. Regina de monede, odată, de două ori, de trei ori. La voi am clarificat de două ori. Așa că am întârziat în noiembrie. Iar doi de bâte, doi de bâte, doi de bâte, doi de bâte, dar, vedeți, în trecut erați singuri și lăsați narcisiștii în spate, în prezent sunteți iar singuri, dar fără narcisiști și în viitor sunteți cu perechea ideală. Acum, dacă nu sunteți voi personajul care pleacă din viața voastră, nu știu, ia uite. Patru de monede, iar se repetă. Da, trebuie transformat. Cine ține la bani? Păi, mă, nenică. Hai să vedem dacă în fața morții mai ține la bani, apropo de coasă. Și de 8 de coșciuc. Că 8 înseamnă și moștenire. Cât poate cine... Ia uite, iar patru. Cât poți să fii defensiv în relațiile karmice? Pentru ce? Pentru amărâții ăștia de bani nu se merită. Ia uite, roata norocului, iară. Și regele de cupe, mai dăm o carte, pe o frumos, fuga fuguța odată. De două ori. Niște lecții foarte grele, foarte grele. De-aia nu întâmplător au venit cărțile. Dați în urmă și mai ascultați odată. Nu mai încercați să faceți pe placul altora. Regina de spade, măi. Poate să fie o altă regină. Nu știu. Ori sunteți voi, repet, care vă eliberați de trădări și mergeți către pasiunea vieții voastre, către o nouă relație care e și sexuală, e și echilibrată financiar. Plănuiți împreună. Aici e diferența între relațiile narcisiste, karmice și cele divine sau sufletele perechi. Plănuiți împreună. Sunteți de la egal la egal. Ia ce frumos. Vedeți? Și dacă nu sunteți voi aici, veți vedea e persoana din viața voastră care își reconstruiește viața. Nu știu. Voi știți. Eu vă arăt ce cărți ar apar. Iar comunicare. În adevăr. Transformare. Comunicarea transformă. Poveste de dragoste, că am avut 6 de atâtea ori. Ia să vedem. Sfătulețe. Wow! Sfătulețe. Relaxați-vă un pic. Fiți reali. Nu mai încercați să fiți ce nu sunteți. Doar ca să vă adaptați nevoilor altora. Cunoașteți-vă valoarea, apropo de regina de monede. Pentru unii dintre voi sunteți chiar voi. În momentul în care vă cunoașteți valoarea, vine asul și colaborați. Da? Asul lor cu asul vostru și colaborați. Și plănuiți împreună și se manifestă o nouă relație, dar altfel de relație. În care nu sunt manipulări emoționale, nu sunt manipulări financiare, nu sunt manipulări sexuale. În care nu trebuie tot timpul să vă cereți voi scuze pentru atacurile lor și pentru nervii lor, pentru unii dintre voi. Fiți reali, fiți autentici. Înfruntați-vă demonii și pai lor și pai voștri. Asta e. Asta vine. Ia uite. Modești? Uite, Leu. Pentru cei care ar trebui ăștia la alții narcisiști să fie un pic mai umili. Dar cineva aici trebuie să se... În sensul de modești, nu umili. Da. Și țineți-vă inima deschisă, cum a zis mai devreme. Astea sunt sfătulețe. Cum să ajungeți la cărțile acelea frumoase care apar în viitor. Balanță. Soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în balanță. Decembrie 2022. De la înger, mesaj pentru balanțe. Vă rog frumos. Vă rugăm frumos. Pentru balanțe, că sunt supărate. Sper că nu sunteți. Dar e greu, într-adevăr, nu ce nimeni că e ușor.
N-a zis că e ușor. V-am citit cărțile de... Ia... A, ce frumos! Iubire! O nouă iubire. New love! New love! Ce frumos! 2 și cu 6, 8. Asta e transformare. Băi, lăsați... Oamenii cu care vă certați tot timpul. Îmbrățișați oportunități, în dragoste, în muncă, în creștere spirituală, da? Nu e doar amor, nu e doar sexual, dar... Nu, dragoste. Stea înseamnă vindecare. Primiți această vindecare în brațe. Ce frumos, măi, și învățați să exprimați. Apropo de exprimare, dați în urmă și vedeți și aveți și în prezent și în viitor. Spade, exprimați, 3 și cu 5, 8. Transformare, spada asta, până acum ați folosit-o în cuplu ca să vă cereți iertare, ca să acuzați eventual nu știu care pe unde ați fost, în fine, da, balanțe, poate să fie și. Nu, nu etichetăm. Poate să fie și bune și rele. Dar folosiți spada altfel. Învățați să vorbiți limbajul dragostei, da? Vorbele de dragoste au puterea de a schimba, apropo de change, 3 înseamnă comunicare și 6 înseamnă dragoste. Vedeți cum se confirmă și 8 înseamnă transformare. Deci, cuvintele de dragoste au puterea de a schimba vieți, inclusiv a voastră. Rostiți cuvintele alea frumoase și întoarceți-vă inima către lumină, apropo de dragoste toxică, karmică, diavolul versus dragoste divină, prietenie bazată pe prieteni. Nu zice nimeni că nu să fie și aici atracție sexuală, dar e altfel, alta e baza. Baza este stabilă. Cei doi în echilibru. Deci cu 2, 4. Frumos, măi, frumos. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ceau, ceau.